invitații frumoase pe care Domnul Iisus Hristos o face în Sfânta Scriptură. Și probabil că este una dintre cele mai frumoase invitații pe care ne sunt făcute oamenilor în Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Matei, în capitolul 11, de la versetul 28, avem frumoasele cuvinte pe care Domnul Hristos le rostește, nu? Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit în inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. În câteva cuvinte avem una dintre cele mai frumoase invitații pe care Dumnezeu ne le face. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. De ce ajung oameni trudiți și împovărați când în planul lui Dumnezeu inițial n-a fost aceasta? N-a fost în păcat. N-a fost în planul lui Dumnezeu ca oamenii să fie trudiți și împovărați. Ce se întâmplă? Dacă ne întoarcem în Geneză, vedem că la un moment dat femeia, după aceea, împreună cu ea, bărbatul, fac o alegere greșită. Își doresc o experiență mai înaltă, promisă, o promisiune înșelătoare. Dacă nu ascultați, veți fi mai fericiți. Ce dobândește omul odată cu neascultarea? A avut sentimente mai frumoase, mai înalte? A avut trăiri mai înalte? Nu. Din contră. Trăiește simțământul de goliciune, de rușine, de frică. Toate acestea sunt începutul experienței zis înalte, dar care este o experiență înjositoare. O experiență care îl coboară pe om. Și acest act vine după sine cu tot pachetul acesta de probleme pe care omul le trage după sine prin asocierea, în răzvrătire cu Satan. Și după aceea găsim că în loc să fie o plăcere să muncești, pământul este blestemat din pricina neascultării omului și de acum omul trebuie să își obțină alimentele și bunurile cu sudoare, cu trudă. Vedem că Eva și fetele Evei de-a lungul istoriei au plătit greu neascultarea aceasta, nu? Durerile nașterii, pe care cele care sunt mamele știu. După aceea, bărbații, profitând de faptul că Dumnezeu a pus mai mulți mușchi pe ei decât pe femei, au stăpânit peste ele și s-au purtat urât. Ne spune Scriptura, în Geneza, că pământul a ajuns plin de silnicii, plin de violență. Aceasta este situația. Și oamenii au repetat istoria aceasta și după ce au ieșit din corabie, exact aceeași experiență a neascultării, au repetat-o și pământul a ajuns, oamenii au ajuns să fie plini de poveri și plini de necazuri. Chemarea aceasta, veniți la mine, Dumnezeu o repetă de-a lungul istoriei. De-a lungul istoriei Dumnezeu a repetat chemarea aceasta către oameni. Veniți la mine. Ce se întâmplă cu omul? Odată cu neascultarea de Dumnezeu și cu asocierea cu Satana, omul își prinde gâtul. Metafora aceasta din lumea rurală, își prinde gâtul într-un jur nepotrivit. Și dacă probabil este un verset care se reflectă cel mai bine situația oamenilor în asocierea lor cu Satana răsplătire, este situația pe care fiii lui Israel trăiesc în Egipt. Și aș vrea să parafrazăm puțin și să spunem, dacă în versetul 13 din Exodul 1 spune: atunci egiptenii au dus pe copiii lui Israel într-o aspră robie,
Am putea să spunem că odată cu neascultarea satanului respectiv, oamenilor într-o aspră robie, le-a făcut viața amară. Este dulce viața? Este amară. Amară este viața. Lumea așa este plină de amărăciuni. Prin tot felul de lucrări pe care au pus să facă. Odată cu asocierea cu satana, omul s-a cufundat în pofte, în ambiții rele. Și ne spune că în toate acestea, în toate muncile acestea, ei erau fără niciun pic de milă. Fără niciun pic de milă. Aceasta este situația omului fără Dumnezeu. Jug greu de purtat, jug nepotrivit, jug care distruge, o sarcină greu de purtat, viața amară, stăpân fără milă. Așa este satana cu oamenii, fără milă. Deși a pretins că le dă o experiență mai înaltă, este fără milă. Tot rezultatul acesta este că este toate acestea, moartea a venit peste oameni. Dar Dumnezeu nu rămâne indiferent. Și încă din grădina Edenului, Dumnezeu i-a căutat pe oameni, s-a dus să se intereseze de situația lor și le-a promis eliberare. Veniți la mine, invitația aceasta, dacă este primită de oameni, dacă este primită de individ, ea nu rămâne fără efect. Omul care îl primește pe Domnul Iisus Hristos, omul care vine la Domnul Iisus Hristos, este însoțit de binecuvântarea Lui. Și vedem ce spune Sfânta Scriptură. Învățați de la mine, zice Domnul Hristos. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o lihnă pentru sufletele voastre. Lucrul este frumos că în situația aceasta Dumnezeu nu ne abandonează. Și vine să fie părtași cu noi la necaz. Domnul Hristos se coboară să fie părtași cu noi și să poarte povara noastră. Mi-aduc aminte de adolescența mea și de tinerețea timpurie, când făceam diferite activități cu tatăl meu și îmi spunea, mă, copile, învață. Și uite, aici facem așa și dincolo facem așa. Și îmi spunea, învață, pentru că eu n-am avut privilegiul acesta. Bunicul mi-a murit pe front. Tatăl meu rămâne copil, o vârstă fragilă. Și spune, n-am avut cine să mă învețe. Și n-am avut cine să poarte povara împreună cu mine, să poartă partea mai grea. Și ce frumos este când ai la cine să înveți lucruri bune și are cine să poarte povara împreună cu tine, da? Partea mai grea. Și aceasta este frumos. Domnul Hristos vine să poarte povara aceasta împreună cu noi. Dacă robii n-au nicio identitate, oamenii slabi n-aveau nicio identitate. Pușcăriașii n-au nicio identitate, ei sunt numere. Nu sunt oameni cu identitate. Dumnezeu ne cheamă să ne dea o identitate nouă. Împreună cu Domnul Hristos ai identitate. Și ne spune Apostolul în Efeseni, la capitolul 2, la versetul 11, de aceea voi care altă dată era țineamul din naștere, numiți neteați împrejur, pe către cea care se cheamă teați împrejur. Aduceți-vă aminte, când vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străin de legăminte, de repăgăduințe, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum Hristos, voi care odinori erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Așadar, spune în versetul 19, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, cu oameni din casa lui Dumnezeu. Iată ce face a venit la Domnul Hristos. Nu mai ești un străin, nu mai ești un rob. Ești robul lui Dumnezeu.
egiptean. Ce ne-ar da oamenii astăzi să, să zicem, foarte mulți rămânesc cetățenia Uniunii Europene, ca să te miști liber într-un spațiu. Mulți rămânesc cetățenia Statelor Unite, ca să te miști, să te poți mișca liber în toată lumea. Dacă te duci și arăți un pașaport românesc, ar putea să spună înapoi, du-te înapoi. Dacă arăți un pașaport american, zice, ai liberă trecere, poți să duci unde vrei tu. E, mai presus decât cetățenia aceasta, oricare ar fi prestigioasă, pământească, a venit la Domnul Hristos înseamnă că ai cetățenia, cetățenia cerului, în cetatea lui Dumnezeu. Dumnezeu, dacă te cheamă și vii la El, că nu e că îți dă identitate, Dumnezeu îți dă și daruri, îți dă și resurse. Și cei care au venit la Dumnezeu au primit darul de la Duhul Sfânt. Darul spiritual. Dumnezeu îți dă talent, Dumnezeu îți dă darul, te înzestrează ca să poți fi folositor. Să poți lucra pentru cauza Lui. Și Dumnezeu îți dă și resurse, îți dă și resurse materiale. Dumnezeu se îngrijește. Ascultând de Dumnezeu, v-aș întreba, ați răbdat de foame? Poate că uneori este o probă. Poate că uneori este o probă. Experiența trecerii prin Egipt a fost uneori o experiență de probă, nu? Nu totdeauna au avut apă suficientă și poate la fin. Dar Dumnezeu nu i-a lăsat să piară. Deci ascultând de Dumnezeu, Dumnezeu îți dă și darul spiritual, dar îți dă și darul ca să trăiești. Îți proporționează tot ce ai nevoie. Dumnezeu îți dă și un loc al tău în care să-i poți sluji, în care să ai libertatea să-i slujești. În toți acești ani, de când sunt aici în Spania, am cunoscut mulți oameni care au venit din la biserică și pentru că li s-a oferit o oportunitate, zis mai bună. Au spus, nu merită să mă ascult pe Dumnezeu, te limitezi. Și pentru o oportunitate mai bună, pentru probabil un câștig mai mare, au renunțat la ascultarea de Dumnezeu. Întrebarea este dacă am fi să cercetăm și să vedem pe cei care n-au ascultat de Dumnezeu sau care au renunțat la ascultarea de Dumnezeu, dacă au dobândit mai multe lucruri ca dumneavoastră, ca noi. Nu. Niciodată nu rămâne cu rușine omul care ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu îți dă și un spațiu al tău. Dumnezeu te ajută să găsești locul în care să-ți poți desfășura activitatea ta și să-i slujești lui Dumnezeu. Așa cum evreilor le-a dat un spațiu geopolitic, nu o țară în care a spus, asta să fie țara voastră, asta să fie țara mea, în care voi să aveți libertatea să-mi slujiți. Așa Dumnezeu îți dă și ție în mod individual un spațiu al tău în care să-i poți sluji. Pentru că toți suntem și la sabatul familiei, pentru că odată pe trimestru, în al cincilea sabat, este sabatul dedicat familiei. Hai să ne uităm puțin la porunca a patra, la porunca lui Dumnezeu care vorbește despre odihnă, nu? Și să vedem cum Dumnezeu leagă această, cum Scriptura leagă frumos această chemare, veniți și veți găsi odihnă de odihna zilei de sabat. Și dacă citim, dacă deschidem cartea în Sfânta Scriptură în cartea Deuteronomul, la capitolul 5, unde este redată legea morală, citim de la versetul 12, așa. Țineți de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile, dar ziua 7 este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta,
nici măgarul să nu vreun din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale. Pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine. Aduți aminte că și tu ai fost robul tare Egiptului și Domnul Dumnezeu tău te-a scos cu mână tare și cu braț întins, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeu tău să ții ziua de odihnă. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici trăinul, nici animalele tale, toată lumea să se odihnească. De acum sabatul devine, nu este doar un memorial al creațiunii, ci este și un memorial al salvării, al mântuirii. Aduți aminte. Aduți aminte că ai fost rob. Odihnește-te. Și zice în altă parte, în cartea Evreilor, rămâne o versiune mai veche, spune, rămâne odihnă de sâmbătă pentru poporul lui Dumnezeu. Aceasta este chemarea. Veniți, veniți la mine. Și aș vrea să închei cu un cuvânt pe care îl găsim în întâia epistolă a lui Petru. Întâia epistolă a lui Petru, dar capitolul 5 cu versetul 7. Și aceasta aș vrea să fie îndemnul. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi. Veniți la mine, spune Domnul Hristos. Apostolul îndeamnă, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși s-o poartă de grijă. Și vă doresc și îmi doresc ca experiența aceasta să fie experiența noastră a tuturor. Amin.